Eveniment de excepție în viața culturală, premiera documentarului Clipa lui Emil Loteanu l-a readus în actualitate pe marele cineast și poet. Cel care l-a urmărit ani în șir pe Emil Loteanu și a realizat o întreagă epopee despre frământările și idealurile maestrului este regizorul Octavian Grigoriu, fiul celebrului actor Grigore Grigoriu. Clipa lui Emil Loteanu, un film care îl readuce printre noi pe marele om de cultură cu tot zbuciumul și dragostea supremă pentru arta filmului. Cam asta a fost misiunea filmelor noastre. Le-am reușit în zeci de țări să ne facem parteneri de sentimente, de dialoguri. La filmele noastre s-a plâns intens și în America, și în Europa, și în Asia, și în Africa, și în Australia. Pentru mine acest film e o eternă revenire. Am început să fac niște subiecte despre Emil Loteanu, cu Emil Loteanu, încă vreo 15 ani în urmă, când maestru a împlinit 60 de ani, apoi 65, apoi am urmat alte subiecte paralel și s-a adunat material enorm. Și am hotărât să fac o generalizare, să văd care sunt momentele esențiale în creația sa și n-am putut să le descifrez, deoarece e foarte important orice cadru la Loteanu. Clipa lui Emil Loteanu are două episoade și durează 3 ore. Deși s-ar părea prea mult pentru un documentar, primii spectatori spun că întâlnirea cu cineastul a fost o adevărată revelație. Dacă el e lung, e din cauza că autorii nu se pot despărți de Emil Loteanu. Asta i-a făcut să-l facă atât de plin. Și împreună cu creatorii filmului, nici eu nu mă puteam despărți de el. Sunt așa de impresionat sufletește de gestul și de munca creatoare al lui Octavian Grigoriu, cel care a preluat, de fapt, de la Emil un mesaj creator deosebit. El este, poate, unicul dintre mari creatori și tinerii creatori care l-au înțeles foarte bine pe Emil, sufletul lui de poet, sufletul lui de cineast, viața lui a însemnat filmul. Documentarul reunește secvențe din filmele lui Emil Loteanu, dar și momente de la comemorarea cineastului după plecarea în eternitate. Deosebite sunt interviurile, recitalurile poetice. Dau vin, căci vinului îi place când se bea. Și mă întind pământului din care vine și soarelui din fundul de ulcea ce urcă lin și se topește în mine. Deloc întâmplător și faptul că Octavian Grigoriu a intitulat documentarul Clipa lui Emil Loteanu. Clipa pentru el, de fapt, e universul. Are sintagma această clipă. Face referințe, zic, viața ca o clipă, ca o întoarcere fulgerătoare de cap și mai departe. Pentru Emil Loteanu și pentru mesajul filmic, clipa e policromatică. După vizionarea documentarului, Ion Ungureanu spune că a desprins un mesaj esențial. Emil Loteanu, prin tot ce a făcut, prin tot ce a creat, ne-a lăsat un testament. E de datoria noastră să-l descifrăm, acest testament. Nu numai artistic. Un testament, dacă vreți, politic, un testament ideologic, el care n-a făcut ideologie, pentru că el a făcut filozofia poporului român, lucru rar întâlnit la creatori. Asta o fac numai mari creatori, lucrul ăsta l-a făcut Emil Loteanu. Proiectarea documentarului marchează o importantă aniversare. Această premieră este unul din evenimentele care Studioul Moldova Film le propune publicului larg în legătură cu aniversarea studioului de 60 de ani. Emil Loteanu este o filă aparte în ceea ce privește activitatea studioului Moldova Film și are un loc aparte în șirul de evenimente care țin de această aniversare.
Premiera filmului a avut loc la un cinematograf din capitală, pe 6 noiembrie 2011, când Emil Loteanu ar fi împlinit 75 de ani de la naștere, instituției culturale i s-a conferit numele cineastului, iar în preajmă a fost dezvelit un bust, o realizare a sculptorului Ion Zderciuc. Atunci oamenii vorbeau și despre necesitatea deschiderii la Chișinău a unui muzeu Emil Loteanu. Viața e scurtă. Trebuie să te bucuri de ea. Ea țâșnește de așa foarte imperios, pac, pac, uite, uite copilul, uite studentul, uite să luptă pentru viață, da? Uite pensionarul și uite sicriul.